Ședința de parlament de joi, 19 noiembrie, a fost marcată de un adevărat haos. Grupul socialiștilor a blocat tribuna centrală, fiindcă toate propunerile PSRM au fost respinse de plen. Șeful legislativului spune că respectă regulamentul și nu acceptă inițiative care nu întrunesc votul deputaților. Înarmați cu megafoane și pancarte, socialiștii au întrerupt ședința în plen și au cerut includerea pe ordinea de zi a mai multor proiecte care vizează demiterea celor care au permis furtul miliardului. Inițiativele nu s-au bucurat de susținerea parlamentarilor, în zadar a încercat președintele parlament să calmeze spiritele. În timpul pauzei, Andrean Candu s-a întâlnit cu deputații socialiști fără să ajungă la un consens. Socialiștii le cer în continuare deputaților să-și unească forțele și să-l demită pe Candu de la șefia legislativului, pe motiv că acesta își depășește atribuțiile. Președintele Parlamentului refuză să supună la vot inițiativa de demitere a procurorului general. Demiterea procurorului poate avea loc doar la propunerea președintelui legislativului. După ridicarea imunității pentru liderul PLDM Vlad Filat, democrația a anunțat că orice tentativă de demitere a procurorului general va fi privită ca o încercare de amânare a anchetei.